Deci a avut o criză Alexei și acum este pe oxigen. Nu știu ce s-a întâmplat. Cum te simți acum? Ești mai bine? Da. Ești mai bine? Da. Deci nu pot să vă explic. Efectiv, eram în cameră, venise soțul meu și era fericit. Și la un moment dat, nu știu ce a pățit, dar a leșinat. Și a leșinat în brațele mele, adică l-am văzut așa cum se duce în față. Prima dată am văzut că se joacă. Și apoi s-a dus așa în față și l-am prins, l-am luat în brațe și l-am luat în brațe, scotea niște zgomote ciudate. Și i s-au încleștat acum vacunile. M-am speriat atât de tare, deci nu pot să vă explic. Mi și l-a simțit moală așa în mâinile mele, nu știam ce să fac. Și doamne, l-am început să țip, am fugit cu el pe salon și am început să țip foarte tare. Și doamnele alea au zis că doctorul nu ieși, a zis că mă interesează, chemați-l. Și am ieșit cu el acolo, este o terasă în spate la aer și toată lumea vorbea cu el și vorbea cu el și a început să-și revină. Acum nu știu dacă e pe fond emoțional, că l-am văzut pe soțul meu, sau faptul că vorbise cu Caius și cu Katia și Caius a început să plângă că vrea să-l vadă pe fratele lui, habar n-am. Dar m-am speriat foarte tare. Nu pot să vă explic prin ce am trecut. Astea sunt momentele alea în care ți este frică de ce este mai rău. Te mă rog la Dumnezeu să fie totul bine și să nu mai prind nimic. Sper să fi fost doar pe fond emoțional. Ce face Alexei aici? Și-a mai revenit? Alexei, nu-ți mai mânca mucii! Alexei, dar nu-i frumos! Iax! Iax! Nu! Ce grețos! Nu cred! Nu! Nu-i bun! Iax! Iax! Nu! Nu! Nu vreau! E caca! Iu! Iu! A venit domnul doctor și mi-a spus ce a pățit Alexei. A zis că este o chestie pe fond nervos, pentru că el a mai făcut odată un fel de criză de genul ăsta. Sincocovagală, ceva de genul ăsta, nu vreau să pronunț alt cuvânt greșit. Dar a zis că pur și simplu, pentru că este foarte dor de frații lui și că el este învățat în mediul lui. Și dai seama, nu și-a văzut tăticul, nu și-a văzut frații, așa a făcut o chestie pe fond nervos, deci nu este nimic grav. Doamne, te mulțumesc! Încerc să-mi țin moralul ridicat. Dar el este ok, deci nu are nimic grav. Am mai făcut o singură dată un fel de criză de genul ăsta și a fost tot așa pe fond nervos. Se activează un anumit nerv și când se activează nervul ăla îi scade foarte tare oxigenul și de acolo ieșim. Da. Deci asta este. Este bine. Nu-i așa? Suntem bine? A oprit și aparatul, i-a crescut înapoi oxigenul. Acum mai avem aici niște calciu gluconic cu glucoză. Da, și... pentru ca el să fie bine, trebuie lăsat puțin să-l vadă frățiorii. Așa că o să facem o mică excepție și o să coborăm puțin să-l vadă frățiorii ca să-și revină pe fond emoțional. O să revin. O să mai vorbesc după ce revin, că acum nu sunt ok. Dar revin, trebuie să iau și eu niște aer de afară. Am ieșit afară să ne vedem cu toată familia. Îi face foarte bine lui Alexei, mai ales după ce am bățit la final. Și ia uitați, ce fericit e aici să-și vadă frățiorii și pe Katia. Caius, Caius care este... Ia uite la el. Și acum citesc aici. Numerele la mașină. Uite, citesc aici. Numerele aici. Și... da, 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 mișto, nu? Doamne, cât e de bine să bată soarele. A venit vara, eu am intrat iarna și a venit vara. Cât e de bine, mă simt de parcă sunt la mare, așa cum simt soarele, cum mi-atinge pielea. Nu pot să vă explic. Ce sentiment, ce sentiment, domnule. Am intrat în lift. Mergem la etajul 4. Alexei, ce faci? Faci un nani? Da. Te simți bine? Mhm. Ești obosit? Da.
Ești fericit că ți-ai văzut frățiorii? Da. A fost bine afară? Le-am dat și balonul. Le-ai dat balonul? Da. Și a fost bine? Uh-huh. Bravo! Acum trebuie să facem nămicul, nu? Uh-huh. Hai că mergem să facem nani, da. Și am ajuns la etajul 4 și mergem către secția noastră. Nu? Mergem la noi? Uh-huh. Hai să mergem. Stai, nu, 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 uite-te aici ca să le vedem pe doamne. E? Aici suntem pe secție. Ați văzut, am ieșit cu el afară. Acum este în cameră. Are din nou o perfuzie cu clindamicină. Este aici în pat. Doarme. Dar sunt super stresată și nu pot să zic că mă simt ok din punct de vedere emoțional. Am emoții și mi-este teamă să-l las o secundă. Deci nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu pot să gândesc lucid, nu pot să mă conectez cu energia lui Dumnezeu, nu pot să fac nimic. Pur și simplu, în mine există atât de multă frică pentru că n-am trecut niciodată prin așa ceva, încât nu reușesc să mă echilibrez emoțional, mental. Deci tot ce îmi doresc este să fie bine și să mă întorc acasă și să nu se mai întâmple niciodată chestia asta. Doamne! O să încerc să fac măcar niște meditații cu ochii închiși, să încerc să-mi liniștesc gândurile. Trebuie să reușesc, pentru că dacă nu comunic cu Dumnezeu și nu mă simt în conexiune cu El, nu sunt ok. Singura energie de pe lumea asta este energia lui Dumnezeu, care nu poate liniști. Și sunt convinsă că totul va fi bine, dar nu pot să simt că va fi bine, pentru că sunt copleșită de emoții negative și de frici. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că este atât de dificil să treci prin așa ceva. Auzi la alții, dar când treci tu, este groaznic, groaznic. Alexei și-a revenit, este mult mai bine, este vioi. Și am făcut comandă de papa. La ce se scrie? Scrie că e pentru Cătălina Ifrim, salonul 11. Așa arată bilețelul de jos. Poți să iei acasă. Ce să facem? Să luăm acasă bilețelul? Da. Ia papa să vedem. Îți place papa? Dar nu-mi place sosul, că e picant. E picant sosul? Da, că nu e și mereu. Aoleu. Da, n-am știut că e sos picant. Dar mi-am luat niște legume. Aici mi-am luat aici niște legume gratinate. Aici sunt crispy, habar n-am dacă sunt picante sau nu, și cartofei, pentru că a cerut în mod expres cartofei. Acum o să delectăm această mâncare. Ia să vedem cum este mâncarea. Vom începe cu legumele. Ia să vedem ce este. Credeți-mă, e divin. O să iau ăsta acasă, care... Ia să vedem un crispy. O să iau ăsta și pun jucărie. Nu, mami. Și cartofi cu sos. Mamă, sos de usturoi, dar ce bun e. E bun sosul de usturoi, mănâncă. Da, am nimerit. Foarte bună mâncarea, foarte bună. Mă pun să mănânc, că n-am mâncat nimic de azi dimineață și am trecut prin suficiente chestii la nivel emoțional, încât trebuie să-mi revin mâncând. Deci trebuie să mă alimentez. Abia acum mi s-a făcut și mie poftă de mâncare după ce l-am văzut pe el că și-a revenit. Adică uitați-vă puțin, este altceva. Mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că în această dimineață mi s-a confirmat ce a pățit Alexei. Pentru că a fost ok toată noaptea. Dimineața la fel, s-a trezit, m-a luat în brațe, ne-am ținut, ne-am pupăcit, ne-am giugiulit. Iar apoi a venit și i-a pus, i-a fost administrată penicilina în venă. După ce i-a fost administrată penicilina, a venit cu perfuzia de clindamicină. Și a mers perfuzia, nu știu, 4 minute, 5, și l-am dat, a început să tușească foarte tare. Și când a început să tușească foarte tare, m-am speriat, mai ales având în vedere prin ceea ce a trecut, și m-am ridicat,
am oprit mai întâi perfuzorul și am început să țipe sala să vină repede cineva, să vină repede cineva. I-am zis să-i dea jos perfuzia. El în continuare tușea și tușea și s-a făcut moale iar în brațele mele și era super ok mai devreme. Apoi am ieșit puțin să ia niște aer și bine, l-am învelit bine, l-am, după cum se vede. Și a început să tremure foarte tare și spunea că este somn, ochii sunt injectați de sânge cu roșu. M-am speriat foarte tare, dar măcar acum știu un răspuns. Pentru că toată noaptea m-am rugat la Dumnezeu și am vorbit cu El să-mi dea un răspuns. Și ieri am spus, Doamne, te rog, în cel mai benefic și elevat mod posibil, arată-mi un răspuns să știu ce să fac. Și acum mi este foarte clar că este o reacție adversă la antibiotic. Deci 100%, 100%. Mă luase cu tremurat, desigur că am țipat să vină, să aduc aparatele, să-i verificăm saturația, pulsul, de asemenea am cerut să vină să ia și glicemia, am vrut să elimin orice urmă de îndoială că ar putea fi, nu știu, altceva. Și clar, deci din punctul meu de vedere, este o reacție la antibiotic. El are un corp atât de mic în care sunt administrate niște antibiotice atât de puternice. Iar tusea pe care o avea era ca și cum se sufoca. Deci nu era o tuse normală. Când începi să tușești, că nu știu, ai ceva în gât. Deci efectiv el se sufoca, se chinuia să respire. Da, o să aștept să vină medicul care se ocupă și cel mai probabil, nu știu, dar cu siguranță nu mai accept să-i fie administrate antibioticele. Și cel mai probabil o să mă externez. Dacă nu mă externez, pot să fie ceva de genul, nu știu, să-i se mai facă niște investigații. Doar pentru asta, dacă ar fi să mai rămân. Deci astăzi este duminică și eu mă pregătesc să-mi fac bagajele. Nu mai am de gând să rămân în spital. Cel puțin dacă doamna doctor decide că vrea să facă niște investigații mai amănunțite atunci, da. Dar dacă nu, nu. Chiar nu. Da, nu... Nu mă simt ok deloc, deși sunt în spital, ar fi trebuit să mă simt în siguranță, dar credeți-mă că nu mă simt deloc în siguranță. Nu mi-oferă oamenii ăștia nicio siguranță, mai ales după toate câte am experimentat cu copilul meu. Și acum când stau să mă gândesc, realizez că tot ceea ce s-a întâmplat a fost din cauza antibioticului, pentru că, să o luăm pas cu pas, prima dată când am ajuns în spital și am început antibioticul, am observat că Alexei avea o stare de somnolență. Deci, efectiv, când îi puneau antibioticul, el dormea foarte mult. Și eu tot întrebam, dar e normal să doarmă, e normal să doarmă? La un moment dat chiar mă uitam, ziceam, eu, stai să vezi că acum îi bagă antibioticul, iar așa doarme. Și chiar așa era. Apoi a apărut aici pe față o bubiță care văd că tot, să spunem așa, crește. Și m-am gândit că tot așa este probabil o reacție adversă la antibiotic. Nu știu la care din ele, pentru că el a primit clindamicină și penicilină. Bun, ieri când a avut criza pe care a avut-o și a leșinat, am considerat că pe moment m-am gândit că sigur e de la antibiotic, deși ei au spus că vai, că ar fi din punct de vedere neurologic și na, vă dați seama, am vorbit cumva cu Dumnezeu și a zis, Doamne, arată-mi un semn în cel mai benefic și elevat mod posibil, arată-mi un semn ce este în sistemul de urgență în care au acționat atunci, nu mai știu, i-au băgat, cred că, cortizon. Ei, și cortizonul ăla l-a ținut foarte tare în priză toată ziua, pentru că, efectiv, ieri i-au băgat antibiotici și nu avea absolut nimic. Deci era așa super, nu știu cum să vă explic. Deci era super activ. Iar apoi au dormit, tot așa, până a dormit, s-a chinuit puțin și mi s-a părut foarte ciudat că a durat puțin până a dormit, pentru că el, după antibiotic, era somn direct. Iar dimineață a venit, i-a băgat penicilina, iar când i-a băgat clindamicina, a început să tușească și a început să tușească atât de tare încât m-am speriat. Am țipat, am oprit mai întâi perfuzorul și am țipat să i-o scoată, i-au scos, am ieșit la aer, în continuare tot tușea. Mie mi se părea că se sufoca, era o tuse prin care organismul lui arăta că se sufocă. Și ulterior m-am întors în cameră și a început să tremure. Exact așa am eu o reacție adversă. Nu mai mi-aduc aminte la ce antibiotic, dar știu foarte bine că de fiecare dată când luam antibiotic mi se făcea fric și efectiv clănțăneam așa cu totul. Nu mai puteam. Și așa a reacționat și el. Și apoi a spus că este somn și că trebuie să doarmă. Mi-era frică să-l las să doarmă. I-am pus
mai multe. I-am pus aparatul să văd, saturația era bună, tensiunea era bună, am, pentru a elimina orice urmă de îndoială, am cerut și să luăm glicemia, am luat și glicemia, era în regulă, s-a pus la somn, acum doarme și este, văd că este bine, că se mișcă de pe parte, pe alta, a mai râs, a mai prins somn, a visat. Da, și asta am de gând, să mă externez, orice fiu, aștept să vină doamna doctor, să împărtășesc tot ceea ce am experimentat aici, să vedem ce explicații rezonabile îmi oferă. Și da, deci cred că este prima oară când mă aflu în spital și nu mă simt în siguranță. Chiar a venit și asistenta și a zis că da, dar sunteți aici, nu sunteți pe stradă. Și a zis, da, sunt aici și nu mă simt în siguranță. Adică mai devreme copilul meu a avut o reacție și nu a venit nimeni. Am țipat după medic și nu a venit medicul să-l vadă. Deci unde mă simt eu în siguranță? Nu trebuia să vin având în vedere situația care a fost? Dar nu știu, mi se pare așa că este o stare de... Nu știu... Nu nesimțire. E doar exact undeva. Asta e cuvântul pe românește. Nu le pasă. După ce facem bagajele, da? Mă face pregătire de bagaje și mă uit și... După ce ies ăsta, da? E la fel. Vrei să te uiți la fel încât faci perfuzia cu glucoză? Da. Îți pune mami pe laptop un film? Da, și tu pregătești. Bine, hai că mă apuc să fac bagajele, da? O să ne adem în care că mi-e foame. Ce foame? Da. Și ce vrei să papi? Vrei să-ți dau o banană? Nu, vreau biscuiti. Acum stai așa. I-am luat din nou analizele, este mult mai bine acum. După cum am povestit, este pe glucoză, care e o perfuzie cu glucoză care este aproape gata. Așteptăm să vină rezultatul analizelor. Mă apuc de împachetat, cam o grămadă de bagaje pe aici, credeți-mă, deci sunt foarte, foarte multe. Emoțional mă simt mult mai bine și mental și mă simt pregătită să plec de aici și să ajung în mediul meu, în spațiul meu, în zenul meu. Și da, asta este o experiență provocatoare. Mă bucur că am trecut cu bine, mă bucur că el este bine și cel mai important este că plecăm. M-am schimbat. Alexei este și el schimbat. Am făcut curățenie, am strâns toate bagajele. Și ne pregătim să plecăm. După ce vin analizele și vine și doamna doctor, ne face externarea și în sfârșit plecăm acasă. Doamne, abia aștept, deci credeți-mă. Deci au venit ca să îi mai ia încă o dată tensiunea, îl pun să-l monitorizeze puțin, după cum se vede saturația este mare, el este fericit că plecăm acasă și eu sunt fericită. Analizele au ieșit foarte bine. Deci totul este super în regulă, a fost un episod pe care nu vreau să-l mai repet în viața mea, deci chiar sunt super fericită că plec acasă și că am scăpat. Da, păi s-a umflat și ți-a luat tensiunea, vezi? Și acum, da? Uitați-vă la mine cum stau aici în ușă pe acest bagaj și mă pregătesc să plec. Totul este pregătit, împachetat. Doar aștept să vină soțul meu și să mi se facă externarea. Salonul 11, boli infecțioase, infecțioase, Sfânta Maria 12. Din Bacău. 12. Ce? 12, nu 11. Nu, este salonul 11, nu? De ce? Cum de ce? Ești fericit că plecăm acasă? Da. Te simți bine? Bravo! Ce băiețel mare avem aici noi, nu? Ia, uite la tine! Hai, Alexei! Wow! Ce tare! Alexei, nu mai aruncăm pe aici, pentru că e posibil să se ducă peste garda. Și acum că am ieșit la natură și la viață, am venit puțin să facem o plimbare, pentru că nu mai rezist. Trebuie să mă conectez cu soarele, cu viața. Hai, mami, că ții și tu avionul când ajungem acasă, te joci cu el în curte, da? Și m-am conectat cu, uitați-l, și pe soțul meu, cel iubit și drăgălaș. Și pe Katia și pe Alexei.